De ce se simt în general oamenii iritați când li se vorbește de inteligență la animale? Există un anume disconfort, e ceva greu de acceptat în chestia asta. Da. Sigur, te deranjează dacă o gazelă sare mai înalt sau dacă un ghepard aleargă mai repede decât campionul uman. Dar zicei, asta e. Bravo lor. Când e vorba de lucruri care țin de creier, de activitate nervoasă superioară, avem sădit în noi această idee că trebuie că suntem cu totul și cu totul special. Special în sensul că foarte greu acceptăm a fi totuși animale. Iar dacă așa scrâșnit acceptăm lucrul ăsta, măcar în teorie, apoi e musai să fim niște animale cu totul speciale, care să aibă capacități deosebite de ale tuturor celorlalte animale. Cu cât ținem mai mult la astfel de lucruri precum minte, gândire, limbaj, emoții, empatie, cu atât ne este mai greu să acceptăm că ar putea să existe măcar și primordii ale unor astfel de procese la alte animale. Și astea fac parte din complexul nostru de superioritate și din, dacă vrei, din aroganța noastră ancestrală, de a ne considera deasupra lucrurilor. De îndată ce am reușit să modificăm o parte din lucruri, o parte din mediu, să vedem că putem să controlăm unele animale domesticindu-le, pe altele eliminându-le, s-a sădit puternic ideea asta că suntem ființe cu totul aparte. Sigur, la asta a contribuit din plin religia, care i-a spus omului exact ceea ce dorea să afle, mai ales religia creștină, care îți povestește cum a fost cu Geneza și cum s-au făcut toate viețuitoarele mării, pe urmă toate viețuitoarele pământului și Dumnezeu a văzut că sunt bune și a zis creșteți și vă înmulțiți și după ce le-a făcut pe toate a zis hai să mai fac unul, hai să fac și omul. Căruia îi spune folosiți-vă de aceste viețuitoare, stăpâniți aceste viețuitoare. Sigur, e de presupus că Dumnezeu a folosit o metaforă. Dar omul a luat-o exabrupto. Ne folosim? Ne folosim. Noi suntem stăpânii? Noi suntem stăpânii. Și atunci, sigur, este incomod să accepti că cei de care te folosești au vreun dram de inteligență, au vreun dram de simțire, se susține încă și astăzi, inclusiv în mediul medical, dar și în mediul științific, că animalele nu simt, că nu simt durerea, că nu au emoții, că nu au o serie întreagă de lucruri, deși aceleași persoane au în pregătirea lor universitară până să ajungă la stadiul respectiv, au învățat din plin cum e cu neuronii, cum e cu receptorii dureroși și tactili și cum e cu mediatorii, cum e cu diferite substanțe care mediază diferite stări emoționale. Au aflat că fenomenele sunt identice la toate speciile animale, măcar dintre mamifere, măcar dintre mamifere, dar în principiu gradul de asemănare se extinde mult dincolo de mamifere, însă cumva, nu știu, e ca un fel de
plasture de cataplasmă pe care omul și-l pune pe mintea lui, aia unică, și în care spune, ăștia nu simt, ăștia nu au emoție, și pot să mă comport cu ei oricum. În momentul în care începe omul să-și pună întrebarea, dar ce ori simți, dar ce ori gândi, dar cum ori privi toate lucrurile, e mai a nevoie să acționezi așa ca ființă supremă. Și etologia care a avut tot felul de faze în care a, să spun așa, a avut o rezistență la ideea că animalele pot învăța sau că pot avea emoții. Și cartea aceasta, într-un fel, e o carte polemică, pentru că se luptă cu tipul ăsta de concepție, de pildă cu ideea că animalele nu pot învăța decât pe o schemă din asta, recompensă, stimul recompensă. Da. Ce susține de fapt Franz de Waal? Care este, cum să spun eu, viziunea lui asupra etologiei? Franz de Waal, chiar în capitolul 2, pare mi se, 2 sau 3, vorbește despre cele două școli de gândire care și-au pus amprenta asupra studiilor comportamentale, umane și animale, și le arată plusurile și minusurile fiecăruia dintre aceste școli. Cum spuneați, behaviorismul, ideea că orice act comportamental este rezultat al acțiunii unui stimul din mediu, iar etologia, care se dezvoltă mai încoace puțin în jurul celui de-al doilea război mondial, când deja se făcuseră ceva progrese în domeniul geneticii. Etologia spune, nu, e vorba de gene aici, este vorba de instinct, de reflexe, dar niciuna din astea două, în forma lor inițială cel puțin, nu vorbesc nimic despre activitatea nervoasă superioară, despre trăiri, despre emoții, despre minte, despre inteligență. De ce lucrurile astea? Pentru că atunci când a apărut behaviorismul, a apărut, dacă vreți, ca o încercare de a transforma psihologia în știință, de a o scoate din domeniile umanismului și de a o transforma în știință. Ori ca să fie ceva știință, trebuie să ai ce măsura și să ai unități de măsură. Și atunci, ideea a fost, măsurăm ce se vede, măsurăm cu diferite unelte, nu vorbim despre nimic ceea ce nu se vede, ceea ce doar bănuim. Nu introspecție, nu că o simțim, nu că nimic de genul ăsta. Suntem știință și ne purtăm ca atare. Radicalismele astea care mereu apar în viața de zi cu zi, dar apar și în lumea științifică. Orice nouă idee științifică, orice teorie care vrea să impună, nu începe prin a se grefa, a adăuga la o teorie anterioară, ci prin a încerca să o dărâme. Zică, nu, nu e bună, noi avem dreptate. Și de-abia după zeci de ani de lupte din astea intestine, teribile, nu generația originală, ci generațiile următoare de cercetători încep să se apropie și să zică, păi stai că există câte ceva din prima teorie și din a doua și mai adăugăm ceva și din a treia teorie, pentru că lucrurile astea exclusiviste
sunt frumoase, îți aduc faimă, dar nu sunt adevărate. E, și cam asta e cu modul în care se abordează comportamentul animal. Numai așa sau numai așa sau numai așa. Ori Franz de Waal spune, dom'le, uită-te, observă, înregistrează și încearcă să înțelegi, dar nu să înțelegi strict cu mintea ta umană. Încearcă să te pui cumva în poziția animalului pe care îl observi, în umveltul lui, în ambianța sa, să înțelegi care sunt nevoile, la ce anume trebuie să se adapteze, de ce anume capabilități senzoriale dispune animalul respectiv și cum le folosește, nu se vrei neapărat ca oricare animal din oricare specie să rezolve problemele așa cum le rezolvă omul. Nu există un singur răspuns la o problemă. Fiecare specie poate să o rezolve problema respectivă într-un mod puțin diferit. Și el nu este un etolog 100% în înțelesul clasic al cuvântului. Este un om care observă, care are zeci de ani de observații intense pe diferite specii animale, mai ales pe primate, dar nu exclusiv, și care din toate aceste observații, plus experimente de laborator personale sau făcute de către alți colegi și de rezultatele cărora ține foarte mult cont, încearcă să înțeleagă despre ce e vorba. Asta e ce îl interesează. Că îi pune o etichetă sau alta, asta are mai puțină importanță. Majoritatea științelor, antropomorfismul este o greșeală. E o eroare, dar în etologie e o cale de urmat. În sensul că ne putem compara emoțiile noastre, de pildă, ca oameni, cu emoțiile unui animal. Există o continuitate în asta, adică putem, în alte cazuri, tot în etologie, antropomorfismul nu este. Sunt o mulțime de etologi care au dat greș fantazând pe seama comportamentului. Dar, spun eu, într-un loc, Franz de Waal, asta arată o continuitate. Antropomorfismul poate fi, e o cale de urmat. Da. Acum, antropomorfizarea este mare rușine, mare păcat. Faci așa ceva, ești scos din tagma oamenilor de știință respectabili. Poți să zici despre cățelul tău că e inteligent, de numai că nu vorbește, dar în rest înțelege tot, dar dacă ești om de știință și faci o asemenea afirmație, atunci categoric ești ridiculizat și ar trebui să vii cu dovezi astea extrem de solide și nici atunci nu ai fi luat în seamă. Este tot așa un mod de apărare a oamenilor de tot ceea ce ar putea să le clatine lor piedestalul. Spre exemplu, mare tulburare a provocat faptul că Jane Goodall, care studia în libertate cimpanzei, sau școala de primatologie din Japonia, avea ideea revoltătoare de a da nume cimpanzeilor cu care lucrau. Pentru că ar fi trebuit să fie cimpanzeul numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 9 și nu Mike și Lisa și Mona și altceva. De ce? Pentru că asta alterează obiectivismul. Cum?
Cum adică să-l alterez? E aberant. Dar nu. Dacă vorbești de cimpanzeu 1 și 2 e perfect, dacă vorbești de cimpanzeu Ionică și Costică, nu mai e bine și nici studiile pe care le faci nu mai sunt valoroase. Deci cam în halul ăsta de încărcat și de împins așa în extrem este povestea cu antropomorfizarea. Lucrul la care se referă Deval este trebuie de bun simț științific. Domnule, atâta vreme cât am o aceeași structură generală, o aceeași structură a sistemului nervos, echivalențe până la nivel de, cum spuneam, de neuron, de mod de acționare a neuronilor, de tip de mediatori, de rețele, și mai ales în momentul în care vorbesc de specii care sunt foarte strâns înrudite genetic cu specia noastră, nu se poate vorbi de antropomorfizare decât în condițiile în care, spre exemplu, dai două nume diferite exact aceluiași fenomen. Doar pentru a nu folosi, spre exemplu, dai excitement și bucurie. Bucuria aparține oamenilor. Excitement-ul, animalele. Așa. Și multe, multe exemple de genul ăsta. Deci, e mult fariseism. Știi? Să nu folosim chiar aceleași cuvinte. Și atunci când se demonstrează că lucrurile chiar sunt la fel și ca mecanisme, inclusiv ca mecanisme intime de ordin neuronal, demonstrate prin studii de imagistică neuronală și prin o grămadă de alte investigații de biochimie și așa mai departe, atunci te trezești că după un prim moment de șoc și de refuz, apare o nouă gândire și se spune da, este ca și, dar adevărata minte, adevărata inteligență e la om. Avem astfel de lucruri. Un exemplu interesant pe care îl dă Franz Deval este legat, pe exemplu, de un experiment pe care unul din colaboratorii lui l-a făcut cu o cutie de plastic transparentă cu niște bețișoare și, în fine, în cutie era o bomboană și cercetătoarea trebuia bătea de două ori în capacul cutiei, de trei ori în laterală, pe urmă întorcea invers, mai bătea o dată, băga un bețișor într-un orificiu din cutie și pe partea cealaltă ieșea bomboană. Bun. A făcut testul ăsta cu copiii, toți copiii băteau de două ori într-o parte, de trei ori în cealaltă, pe urmă întorceau și pe urmă plinau bomboană. Chema și panzei, ia, uite, acolo e bomboană, au văzut-o înainte de a le fi arătată, se face așa și așa și așa și bădeam. Panzeii stau, s-au uitat, au luat bățișorul, l-au înfipt în orificiu, au scos bomboana pe partea cealaltă și au terminat povestea. Și a fost un moment de șoc. Cum? Adică copiii se lasă manipulați așa, în timp ce cimpanzeii au rezolvat-o din prima. După care s-a scos repede o teorie despre o adaptare cu totul specială, culturală, la normele societății, în fine, în așa fel încât să fie frumos, să fie roz totul și cimpanzeii să fie cei care sunt simpli și care au luat bomba. Sau mai are un exemplu cu un cimpanzeu cu care lucrează
Matsuzawa și Ayumu, dacă ați reținut, da, care pe un ecran de computer îi apar timp de 3 secunde cifre de la 1 la 9 împrăștiate pe ecran, apoi nu se mai văd cifrele, se văd niște pătrățele albe, iar Ayumu le ia și le apasă în ordinea lor cu o viteză fantastică. Și au zis că e dresaj, că e scamatorie, că e ceva. S-a repetat și s-a demonstrat această capacitate. O memorie fotografică. Exact, o memorie fotografică. Era mult mai rapid decât un om antrenat, exact. Cu memoria antrenată. Exact. Ce au făcut? S-au apucat să antreneze persoane cu o memorie fotografică remarcabilă, să antreneze astfel de persoane doar lor întrece pe cimpanzeul cel care ne strica firma. Și japonezul respectiv, Matsuzawa, spunea, mi-e imposibil să cred așa ceva. Deci, din toate lucrurile pe care le fac cimpanzeii și le facem noi, și care sunt așa ca un iceberg, există acest mic vârf al icebergului în care, uite, cimpanzeul reușește să facă asta mai. Și care, dintr-o dată, face să explodeze întreaga lume și toți să fie agitați cum să facă să învingă performanța asta a cimpanzeului. Alergăm după acest loc întâi și nu realizăm că în spatele nostru nu alergă nimeni. Animalele nu s-au așezat la coadă să concureze cu noi. Nu sunt interesate de așa ceva. Puțin le pasă care este locul pe care le plasăm. Și atunci ar fi cazul să începem să înțelegem că, de fapt, noi trebuie să ne luăm nițel seama și să pricepem cam cum suntem și cam cum am putea deveni în așa fel încât să încercăm să salvăm așa o minimă soluție de cooperare, colaborare, conviețuire cât de cât pașnică cu restul lumii animale și mai ales să dobândim, zic eu, un respect pentru orice formă de viață. Pentru că dacă educi ideea că și o furnică, și un gândac de bucătărie, și mai știu eu ce minune din asta, ori indiferentă, ori de-a dreptul respinsă, dar dacă îți educi copilul că acolo e o bucățică de viață și că trebuie respectată bucățica de viață, mai departe e mult mai ușor să ajungi la un real respect între oameni. Altfel, ce, ăla e dăunător, nu-l respect, nu mă interesează, dar stai că și vecinul meu este cam la fel de dăunător. Dar și cel care e dincolo de o graniță sau altul e la fel de dăunător. Și avem o capacitate fantastică, aceea de a pseudospecia. Cei care nu ne convin, cei care ne sunt dușmani, cei pe care îi disprețuim, cum îi disprețuim? Spunem despre ei că sunt bestii, animale, porci, măgari, vaci, iepuri. Și lista poate să continuă oricum. Bun. De ce? Pentru că în felul ăsta, practic, îi mental, îi coborâm de pe nivelul ăla uman. Apoi, dacă nu mai sunt chiar oameni, atunci e mult mai simplu. Nu mă interesează așa de mult cum mă comport față de ei, că nu sunt la fel de oameni. E ca povestea cu nu e adevărata minte, așa și aici. Nu sunt adevărați oameni. Deci lucrurile astea, dacă ar fi educate cu cap frumos, nu
ca poezia la școală, ci cu sensibilitate și cu multă dedicație. Dacă ar fi educate la cei mici, ca să o prindă ca esență, asta în final ar servi foarte mult întregii societăți umane. Sigur, ar servi și animalelor. Dar nici nouă nu ne-ar dăuna. Își pot lua animalele la revedere, pentru că, să spun așa, salutul, faptul că te întâlnești cu câinele tău după o zi de muncă și sare în întâmpinare, dar își pot lua la revedere. Știi, e o problemă în care nu e foarte bine lămurită, în primul rând pentru că animalele au mai puține motive să-și ia la revedere. Dacă fac parte dintr-un grup social, atunci nu pleacă temir pe unde de unii singuri și din când în când să mai vină înapoi și pe urmă iar să zică la revedere, am plecat. Nu funcționează așa. Există un exemplu frumos pe care îl dă Deval și îl descrie foarte bine, nu știu în cartea asta sau dacă... Este aici. Da, este, cu Jane Goodall. Da, cu o femeie cimpanzee. Exact, care este eliberată după ce a fost găsită mai mult moartă decât vie, a fost tratată, reabilitată și pe urmă îi se dă drumul înapoi în natură, într-o insulă din asta. Întinsă, dar totuși nu în natură, pentru că în natură ar fi periculos să dai drumul unei primate care a fost în contact cu omul din cauza posibilității de a transmite diverse boli contagioase pe care le-a dat-o. Ei, și vorbește despre această femelă care în primul moment o ia către pădure, după care, ca și cum și-a aduce aminte de ceva, se întoarce și își ia la revedere, îmbrățișează pe ceilalți. Ce-o fi fost în mintea acelei femele? E greu de spus, așa privit din exterior, așa pare. Este posibil ca femeia să fi făcut diferențierea clară între perioada în care a stat în apropierea oamenilor, a interacționat cu ei și momentul în care îi se deschide pușca și se întinde pădurea și realizează că e un drum fără întoarcere. Da, uite, vezi, asta e mai degrabă antropomorfizare, în care atribuim o chestie la care nu mai cum să fie. Și chestia asta de anticipare, de exact, faptul exact. Că pleci și că o vreme nu o să mai... Exact, da. Sunt alte exemple care sunt mai puțin dramatico-melodramatice. Eu am văzut înregistrarea asta, video a momentului, este într-adevăr foarte, foarte mișcătoare, dar n-ai de unde să știi exact ce a fost în mintea acestui cimpanzeu decât făcând extrapolări, știi? Adică antropomorfizând. Și atunci mai bine te reții și spui ca și cum, știi, nu categorii cu toată gura, așa a făcut. Sunt alte exemple în care unii cimpanzei, atunci când pleacă dintr-o zonă din asta exterioară către clădirea interioară în care sunt cazați peste noapte, se duc, fac așa un tur al membrilor coloniei respective și se îmbrățișează, se sărută. Cimpanzeul respectiv se duce pentru o perioadă de timp în interior, după care revine și iarăși e salutul de ce mai faci. Dar nu știu dacă e cu semnificație neapărat de la revedere, așa cum o înțelegem noi. E pur și simplu un salut cam apărut, alt salut cam dispărut. Pentru că salutul în sine are importanță. E o modalitate de comportament prin care întărești legăturile dintre indivizi.
Și atunci, cu cât mai multe saluturi, cu atât mai bine. Unul dintre cele care mi s-au părut mie, dintre cele mai spectaculoase exemple, este cu acele maimuțe care spălau cartofii dulci. Da. Și întrebarea e dacă există o cultură a animalelor, dacă animalele pot crea o cultură. Da, e vorba de macacii de pe Koshima, o insulă din Japonia, și iarăși de cercetătorii japonezi care sunt foarte speciali în materie de primatologie. Și un comportament apărut spontan la o situație locală, întâi saci de cartofi dulci care erau lăsați undeva la marginea pădurii și pe care una dintre femele, o femelă tânără, tot alergând cu ei în brațe, la un moment dat a ajuns la concluzia că e mai bine să-i spele de nisip, sunt mai gustoși. Inițial, din câte știu eu, a făcut această spălare în apa unui izvor din apropiere, după care a ajuns la concluzia că dacă îi spală în apă de mare, atunci sunt mai gustoși, având și ceva sare. După aceea, cei care au preluat acest obicei au fost femele și juvenil de vârsta femeilor respective, femelele din familia femeilor respective, iar ultimii care au preluat au fost masculii adulți și conducătorul coloniei. E un obicei care se păstrează deja de peste 50-60 de ani, pe care nu-l întâlnești în altă parte, la vreo altă colonie de macaci japonezi, pentru simplu motiv că nu au fost aceleași condiții. Tot așa cum, spre exemplu, ideea asta de a mânca funici sau a sparge nuci din astea de palmier cu ajutorul unor unelte, nu este o chestie născută, nu e... Instinctul care, ci este pur și simplu un lucru care se transmite cultural. Ai populații de cimpanzei unde se sparg nuci, populații de cimpanzei unde nucile există, cimpanzeii nu le sparg. Și atunci, sigur, e vorba de protocultură. De un primordiu de manifestare culturală, dar care, da, există. Și lucrurile astea s-au observat chiar și în condiții de captivitate, în grădinile astea zoologice, unde sunt colonii de cimpanzei sau de alte specii de primate, nu neapărat de antropoide, care trăiesc într-un spațiu suficient de amplu încât să poată să facă și altceva decât să parcurgă cei 3 metri lungime cu 4 metri lățime unei cuști și unde apar mode. Apare o modă, apare o cultură. Moda este preluată, e dusă din generație în generație, apare un fenomen cultural. Un capitol mare din carte este dedicat, să spunem așa, politicii în interiorul grupurilor de... Și relațiile sunt incredibil de complicate și strategiile de a ajunge masculul dominant sunt incredibil. Să fac tot felul de alianțe foarte subtile. Se curtează prietenii dușmanilor. Exact. Sunt o știință triadică. Da. Dar nu e nimic nou sub soare. Iarăși, sunt animale intens sociale care trăiesc în grupuri
mici, 100-150 de indivizi, maxim 200, așa cum au fost și grupurile umane, de hominide și umane inițiale, și în care e musai să există o ierarhie, altfel nu s-ar putea menține grupul, dar ierarhia aia nici nu poate să stea de-a pururi, bătută în cuie. Nici nu este o ierarhie din asta genetică, uite, nu găsesc exact termenul, care se moștenească din tată în fiu, din mamă în fică, ci este una care se câștigă și care se menține atâta vreme cât respectivii indivizi reușesc să manipuleze, să stabilească legături de prietenie, să mituiască, să practice ceea ce noi numim divide et impera, în care nu numai că stabilești coaliții, dar faci tot posibilul ca să îi împiedici pe ceilalți să stabilească coaliții. Dar nu e nimica foarte special în sine. Este special din punctul nostru de vedere că descoperim cât de asemănători ne sunt nouă. Și, apropo, asta este una din primele cărți ale lui Deval, Politica cimpanzeilor. Oricum, este atât de șocantă asemănarea, încât după ce treci de primul șoc, pe urmă începi să te gândești cu mult mai bine. Și să analizezi puțin altfel tot ce se întâmplă în jurul tău și să vezi că toate subtilitățile și manevrele și coincidențele necoincidente au un istoric, filogenetic bogat și solid. E modalitatea prin care te poți menține la putere cât mai mult cu putință și sigur fiecare vrea să fie pe o treaptă superioară, iarăși o treabă care ne înalță și ne doboară ca specie. Această aspirație către individualitate, către impunerea și demonstrarea personalității, care e dublată de confortul ocazional pe care ți-l oferă anonimitatea. Și asta e marea problemă a speciei umane, momentul în care trece de la grupurile astea de 150-200 de indivizi, care apar colectivități mai mari, apare agricultura, domesticirea, deja oamenii nu se mai cunosc bine între ei, dar stau la un loc din diferite motive. Grupurile astea cresc din ce în ce mai mult, apar orașele, unde, pe de-o parte, e foarte inconfortabil să nu te bage nimeni în seamă, pentru că ești un nimeni, și, pe de altă parte, este cu atât mai important să devii cineva în cazul, în cadrul acestui anonimat. Și de aici se trag mare parte din buclucuri